Să fie Domnul. Îl așteptăm să vină și pentru timpul acela ne pregătim și vrem ca și în această zi să fie o zi a pregătirii pentru întâlnirea cu Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem Scripturile la 1-a carte a Corintenilor, la capitolul 9 și voi începe citirea de la versetul 24 până la versetul 27. Iar apoi, împreună cu fratele Ghiță Mureșan, vom aduce rugăciunea de binecuvântare a cuvântului. 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 9, versetul 24 începând, titlul citirii este Felul de luptă a lui Pavel. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de oște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună în care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care rovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Ne rugăm Domnului. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, îți mulțumesc pentru această dimineață. Îți mulțumesc, Doamne, că ai coborât la noi în această dimineață și ne-ai cercetat de aproape și ne cunoști și gândul și umblarea și faptele
În numele Domnului Iisus îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai ascultat rugăciunea. Îți mulțumim. Te rog să binecuvintezi cuvântul citit. Amin, te rog. Binecuvintează, Doamne, servii tăi care ne vor împărți bucatele tale. Te rugăm. Fie Duhul Sfânt peste ei în această dimineață. Dă-ne, Doamne, o inimă bună ca să primim cuvântul tău. Fie binecuvântarea ta sfântă, Doamne, și peste cântăreți. Amin. Lasă har peste ei, Doamne, Doamne, determinare și ajută-ne, Doamne, să fim îmbărbătați de cuvântul tău, de cântarea de laudă și să fim luptători și biruitori prin tine și cu puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Fanfara se va pregăti să cânte spre slava Domnului și după ce va cânta o cântare, vom asculta o cântare cântată de corul bărbătesc, Domnul să-i binecuvinteze, din nou fanfara va cânta apoi spre slava lui Dumnezeu și în timpul acestor cântări invit pe fratele Trifa și pe fratele Iacob să vină la amvon și la timpul potrivit să slujească din cuvântul Domnului, Domnul să-i binecuvinteze.
Domnul să-i binecuvinteze până se vor reașeza la locuri, să poată cânta fanfara. Aș vrea să mai anunț în continuare, vrem să slujească și sora Simona Sila și cu o cântare, Domnul să o binecuvinteze, apoi vom asculta o poezie recitată de Sergiu Culda și după ce fratele Sergiu va recita poezia, îl vom asculta și pe fratele Andrei Ursu cântând. După aceste cântări de laudă, fratele Daniel Iacob va sluji din cuvântul Domnului, Domnul să fie cu el. Amin. Amin. Mulțiotul Sfânt Iisuse, în al dragostei loca, am dori să vii și acum și iubirea să ne-o lași, și iubirea să ne-o lași. Să te aici acum
participa în pară să se vede pe toate respecte, v-a lucitat, Thank you.
astfel cum nu este un singur bădular și mai mult. Dacă Dumnezeu ați zice, fiindcă nu sunt lume, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ați zice, fiindcă nu sunt foc, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot timpul ar fi foc, unde ar fi auzul? Și dacă tot ar fi auzul, unde ar fi mirosul? Dar, acum Dumnezeu a pus mădulare în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Amen. Revoltă în trup. Într-o zi însorită, ochiul lumios se zbătea în o portită și... Ce e, frățioare? Eu l-am întrebat. Ai vreo supărare? Da, sunt revoltat. Și îți voi spune acum adevărul tot, că am răbdat într-una și acum nu mai pot. Din a mea înălțime, tot privind în jos, la piciorul ăsta strâmb și noduros, pe ale mele gene jur că nu mă înșel, că de la o vreme prea încălțat e el, în ciorap, în gheată, veșnic lustruit, să-l admire lumea, pui, ce ipocrit, câtă cheltuială, ce atenții mari, iar eu procopseală niște ochelari. Ca să stau tot pasnic, nu, mai bine chior, chiar de par obraznic, vreau să fiu picior. Și dintr-o zvâgnire, ochiul a sărit, dar fără privire, talpa l-a strivit. Când cu duioșie vrut am să-l adun, mâna cu mânie îmi dădu un pumn. Slugă credincioasă, dar cu tine ce-i? Asta-i ce mă apasă, slugă cât mă vrei, numai încordată să lucrez, să scriu, ca să-ți dau odată țeapă în sicriu, să hrănesc stomacul veșnic nesătul și umflat cât sacul. Nu mai vreau, destul. Singură-mi stăpână vreau să fiu pe plac. Eu nu mai sunt mână. Mă declar stomac. Și din clipa în care mâna ne-a lucrat, nehrănind stomacul, biata s-a uscat. Auzind urechea tristul tărăboi, dintr-o dată strigă, și eu fac război. Simplă, clăpăugă, stau ca un tolcer, nici eu nu sunt slugă, gură mă prefer. Ia-i fără pereche, totu-i pentru ea, parcă pe ureche nu s-ar putea bea. Face gălăgie ca un papagal. Mi se dă și mie să mai fac scandal. Îți sfârși ideea și apoi amuții și din clipa aceea sărmana surzi. Dar vă rog, nu-mi plângeți cu ale milei foc, că din fericire toate-mi sunt la loc. O anomalie mi s-a întâmplat, o anomalie eu v-am prezentat. Însă, plângeți faptul trist și dureros, că se întâmple acestea în trupul lui Hristos. Ne împlinim menirea, existăm, trăim, numai când pe ceilalți în dragoste îi slujim. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Am pe inimă să cânt o cântare, poate un pic neobișnuită în momentele astea. Am pe inimă să cântăm cântarea Crede Dumnezeu ca Tată în Iisus Hristos ca Fiu, să declarăm credința noastră, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Și aș ruga să afișeze și versurile, să cântăm cu toată biserica. În Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul Sfânt că este, cred cuvântul că e viu, cred că mai este iertare pentru tot ce-am făcut rău, de aceea alerg la tronul Său. Cred că Iisus a fost jertfă pe un lemn crucificat și mormânt lângă Golgota, trupul i-a fost îngropat. Cred că a înviat precum a zis și viu s-a arătat, de aceea la el am alergat. Mi-am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu mi va fi deloc rușine,
să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Mi-am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Cred cuvântul care spune, trebuie să te naști din nou, viața veche spălată și totul făcut nou. Cred că dragostea lui Dumnezeu mi s-a descoperit, de aceea cred că este un bine și un rău, trăiești și apoi mori. Cred că Biblia este harta spre a cerului comori. Cred că nu sunt singur în Hristos, pe mulți El ne-a salvat, de aceea la El am alergat. Ne-am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Ne-am luat hotărârea, ne-am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o vom lăsa. Nu ne va fi rușine să spunem, suntem creștini, vom sluji mereu prin harul său divin. Vom sluji mereu prin harul său divin. Domnul să ne ajute! Frați și surori, dragi prieteni, ne bucurăm în această dimineață să fim împreună cu dumneavoastră la părtășie. Și cred că în aceste momente este atât de evident cuvântul din Psalmul 124 care spune: de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, să spună cei care au călătorit de la Arad ieri și astăzi, să spună cei care sunt în locul acesta: da, Dumnezeu a fost de partea noastră și va rămâne de partea noastră, lăudat să fie numele Lui. Important noi să rămânem de partea Lui. Psalmul 125 spune în primul verset: cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Binecuvântat să fie Domnul! Sunt pentru prima dată în biserica dumneavoastră, mă bucur de tot ceea ce se întâmplă în această locație, laud pe Domnul și doresc ca roa Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, să se coboare peste fiecare dintre noi. Acolo, aici, dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie! Dragii mei, chiar dacă unii dintre noi suntem pentru prima dată în acest loc, noi știm că Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, e prezent întotdeauna la părtășie, pentru că El a spus că în doi sau trei se adună în numele Lui, El este în mijlocul lor. În această zi vrem ca Domnul să fie în mijlocul nostru, în cântarea care a fost înălțată, în mesajele care vor fi transmise, în toate și peste toate, numele Lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Mi-aduc aminte de un vers de poezie care spune: Hristos e aici, Hristos e Domnul, Hristos e falnicul cuvânt, fiți plini de sfânta încredințare că aici prezent e Duhul Sfânt. Suntem pământ noi, cei de la Arad, suntem țărână, dar tot la fel sunteți și voi. Dar cum suntem, avem credință că Dumnezeu este cu noi. Și în viața asta trecătoare unii se nasc și alții pierd, dar pentru tot ce are viață, și pentru dimineața asta, Hristos e singura salvare. De aceea, frați și surori, să fim fântâni cu apă vie. Iubirea Domnului din veșnicie să curgă neîncetată în noi. Iar până când vedea vom norul și strălucirea slavei tale, aprinde-ne în piefiorul pe cine? Pe Duhul Sfânt, Mângâietorul,
lumină pe a noastră cărare. Dumnezeu să lucreze în această direcție. Amin. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 26, stă scris: Eu deci alerg. Pavel spunea că aleargă. Întrebarea noastră și a Domnului în dimineața aceasta este aceasta: mai alergăm noi? Sau poate ne-am oprit din alergare? Ni se pare că este prea greu? Sunt anumite pericole care pot să apară în față. Indiferent cât de greu ar fi, Pavel spunea la un moment dat că el este gata să fie turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării este aproape. Până în ultimul moment din viață, acest mare om al lui Dumnezeu a alergat. Vrem și noi să ne încolonăm alături de Pavel, alături de Iisus Hristos și să alergăm spre Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în ce direcție ar trebui să alergăm noi. E cuvântul lui Dumnezeu din Iov, capitolul 5, și cuvântul spune aici: Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr, El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. Eu cred că și în anul acesta Dumnezeu ne-a trimis ploaie la vreme și soare la timp, pentru aceasta lăudat să fie Domnul. Și chiar dacă n-a fost așa, Dumnezeu poate să facă să rodească chiar și seceta. De aceea, dragii mei, haideți să alergăm către Domnul. Pentru că privind în lumea noastră, în România, în Europa, unde doriți dumneavoastră, sunt atâția oameni care aleargă înspre rău, înspre păcat. Și citim în direcția aceasta din Proverbe, capitolul 1, cu versetul 16, de oamenii care aleargă înspre rău. Proverbe, capitolul 1, versetul 16, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Sunt oameni care aleargă înspre rău. Dimineața asta vrem să eliminăm răul din inima noastră și să alergăm spre Dumnezeu. Doamne, întărește-ne pe fiecare dintre noi. Amin. Vreau pe scurt să amintesc câteva aspecte din Scriptură, câteva cazuri de oameni care au alergat, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sub puterea celui preanalt. Și primul dintre ei este Ilie. Omul acesta la un moment dat a apărut în fața împăratului Ahab și a zis: Ascultă, Ahab, la cuvântul meu va fi ploaie în țară și la cuvântul meu ploaia va lipsi din țară. Și noi citim în Scriptură, în 1 Împărați, capitolul 17, 18, 19, istoria acestui mare bărbat al lui Dumnezeu. Și la un moment dat s-a împlinit cuvântul și 3 ani și jumătate nu mai plouase în țară. Era o problemă foarte mare pentru că animalele, oamenii nu aveau apă și era așa de greu în perioada aceea. Dar, dragii mei, după 3 ani și jumătate, citim în cuvântul lui Dumnezeu că Ilie s-a urcat pe vârful muntelui Carmel și acolo a făcut o rugăciune care aș vrea să fie rugăciunea mea și rugăciunea fiecăruia dintre noi. Versetul 36, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, și a zice și Dumnezeul meu, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Dragii mei, în această zi aș vrea ca Dumnezeu să-și arate încă o dată slava în dreptul nostru, în dreptul problemelor care le aveți, în dreptul cauzelor care le are biserica. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al prezentului. Citim în Evrei, capitolul 13, versetul 8, Hristos este același, ieri, azi și în veci. Noi astăzi avem nevoie de Dumnezeu. Ilie atunci a avut nevoie de Dumnezeu și adevăratul Dumnezeu a prins jertfa, trimițând foc din cer. Și ce s-a întâmplat după aceea? Citim în cuvântul lui Dumnezeu, versetul 41, apoi Ilie a zis lui Ahab: Suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful muntelui Carmel și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și s-a rugat, știm cuvântul ne spune că de 7 ori. Versetul 45, peste câteva clipe cerul s-a negrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare, Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Dragii mei, cel care l-a întărit pe Ilie în momentul acela să alerge, și mă refer la o alergare fizică care a depus-o, a fost Duhul lui Dumnezeu. Doamne, Te rugăm astăzi peste slujitori,
peste cei care sunt în umbră sau cei care poate sunt într-o parte sau într-alta, să fie mâna lui Dumnezeu. Când mâna lui Dumnezeu este peste noi, nu să apese, ci să aducă în același timp imboldul și dorința aceea de a alerga pentru El. Dragii mei, vom alerga așa de tare încât oamenii nu vor putea să înțeleagă cum se poate întâmpla această lucrare. Când Dumnezeu se implică, când Dumnezeu ajută într-o lucrare, dragii mei, toate lucrurile sunt așa de bune și în cele din urmă numele lui Dumnezeu este înălțat și binecuvântat. Ceea ce ne dorim noi, pe pământ, în biserică, în familiile noastre, să fie înălțat numele lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să putem alerga. Și alergarea aceasta se va realiza datorită prezenței lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Amin. Deci, mei, mă gândesc la apostoli și în același timp la cei doi, și acum ei sunt prezentați în Ioan capitolul 19, în dimineața învierii au alergat spre mormânt. Au auzit o veste că Iisus a înviat din morți și a început ca să alerge unul mai tare decât celălalt. E vorba de Petru și de Ioan. Și au ajuns în cele din urmă la mormânt. Și cuvântul ne spune aici în Ioan că în versetul 6, Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcusul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Oamenii aceștia au alergat înspre mormânt, dar am văzut o diferență între ei și Maria, acea femeie care a fost ajutată de Mântuitorul și a fost eliberată. Ne spune cuvântul în versetul 11, tot din acest capitol 20. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-a zis Iisus, pentru ce plângi? Ea l-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Dragii mei, este foarte bună alergarea, dar în momentul în care am ajuns la obiectiv, la țintă, e important să lăsăm ca Duhul Sfânt să cerceteze inima, lacrimile de pocăință să fie pe obrazul nostru. Și pentru această lucrare Dumnezeu este Cel care va răspunde și va da binecuvântare. Nu-i așa că în dimineața asta împreună cu noi sunt femei și bărbați care poartă în sufletul lor anumite dorințe, anumite probleme, și aș vrea ca în dreptul acestor persoane Dumnezeu să rostească un cuvânt: pentru ce plângi? În cazul nostru Maria spunea: pentru că l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Se întâmplă de multe ori când trecem prin încercare să zicem: de ce stai mut când îți vorbesc și nu mă mustri când greșesc? De ce mi-e cerul nepătruns? De ce de mine te-ai ascuns? De ce nu-mi dai, Doamne, răspuns? Vrem un răspuns din partea lui Dumnezeu. Ni se pare că Domnul ne-a părăsit și este departe de noi, dar Domnul în acele momente poate ne-a luat pe brațe și ne ajută să trecem cu bine valea plângerii sau valea umbrei morții. Mare este Domnul și vrednic de laudă, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, cei doi apostoli, cei doi ucenici au alergat și în urmă s-au întors spre casă, dar după ce au primit Duhul Sfânt, haideți să vedem cum au alergat oamenii aceștia pentru Dumnezeu și în același timp spre Dumnezeu. Cuvântul ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și-au priceput că fuseseră cu Iisus. Și cuvântul ne spune, versetul 19, drept răspuns Petru și Ioan le-a zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. În această dimineață vă întreb, de cine ar trebui să ascultăm cel mai mult sau întotdeauna? De Dumnezeu, nu-i așa? Dar de multe ori sub influența vorbelor și presiunea
care o fac oamenii în dreptul nostru, s-ar putea să cădem sub aceste presiuni și să ascultăm de oameni. Suntem aici și vrem să ascultăm de Dumnezeu în toate lucrurile. Un om care are îndrăsneală în rugăciune, un om care are îndrăsneală în slujire, Dumnezeu îi va binecuvânta slujirea, Dumnezeu va binecuvânta alergarea și va confirma în dreptul lui că este de partea lui și îl va binecuvânta. E adevărat că în dreptul lui Petru oamenii au știut sau au putut să facă ceva, să-l pună într-o temniță, dar dincolo de temniță, dincolo de lanțuri și de butuci, e un Dumnezeu care vechează și în momentul în care îngerul a pătruns în temniță, Petru a fost liberat, eliberat. Știți de ce? Pentru că în inima lui Petru era credință, în inima lui Petru era dragostea de Dumnezeu și în același timp în dreptul lui Petru nu se sfârșise alergarea, el trebuia să meargă mai departe să aducă cuvântul Domnului. Doamne, dă-ne îndrăzneală fiecăruia dintre noi, vrem ca această îndrăzneală să fie sub călăuzirea lui Dumnezeu. Dragii mei, spunea cineva, în dreptul problemelor care le are în familie, chiar de ordin material, Biblia zice, cereți și vi se va da. Momentul în care te vei pleca pe genunchi cu credință și cu îndrăsneală și cu gând bun, nu să risipești și toate lucrurile să fie spre folosul familiei și spre slava lui Dumnezeu. Cel care deschide zăgazurile cerului, cel care umblă la comori care poate n-au umblat și la cămări pe care nu le-a deschis, este Domnul. De aceea este nevoie de îndrăsneală. Mărturisea cineva așa de frumos că s-a rugat și a îndrăznit înaintea Domnului pentru un membru din familie și a zis, Doamne, persoana asta o vreau în biserică, și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi Domnul a ascultat rugăciunea și a cercetat această persoană și astăzi este în casa lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de oameni care să aibă îndrăzneală înaintea Domnului. Cereți neamuri, cereți România, cereți județul Cluj, localitatea dumneavoastră și noi de asemenea să o cerem de la Domnul și cel care poate să lucreze la inima oamenilor, să-i cerceteze, este El, numele Lui să fie binecuvântat. Dragii mei, vreau să mai amintesc doar despre Ioan, de felul în care el a alergat și îmi place așa de mult în cartea Apocalipsa, în primul capitol, partea aceasta a cuvântului care spune în felul următor, și este așa de grăitoare pentru noi. Omul acesta, chiar dacă a ajuns să fie exilat, să fie singur, să fie pe această insulă, acest ostrov, Patmos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el în ziua Domnului era în Duhul. Astăzi este ziua Domnului, astăzi suntem la biserică, ce frumos ar fi să fim toți pe aceeași legătură. Și acum zice versul de poezie, cei ce auză și răspundă cu aleluia și amin, Doamne, ajută-ne să fim pe aceeași linie cu Duhul Sfânt, Cel care face legătura cu cerul și pământul, Cel care face legătura cu biserica de aici și cu partea care este în cer, care laudă pe Dumnezeu, cu Dumnezeu în mod direct, este Duhul Sfânt. De aceea vrem astăzi să fim cu toți în Duhul și când suntem în Duhul, știți ce se întâmplă? Dumnezeu începe să ne vorbească, vorbește-mi, Doamne, că sunt rob și robul Tău ascultă. Mai dăm din grâul Tău un bob și astăzi, Doamne, dăm dragoste mai multă. Știți ce face dragostea? Dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Am discutat cu un apicultor într-o zi și îmi spunea că în perioada de iarnă, albinele, ca să poată să traverseze mai bine perioada aceasta geroasă, se apropie unele de celelalte ca nu cumva vreuna dintre ele să moară. Traversăm o perioadă geroasă, traversăm o perioadă de frig, de rece, când bat vânturile într-un fel sau în altul, la nivel economic, politic, chiar religios, eu știu, poate la nivelul casei sau a familiei, ca să putem să traversăm perioada aceasta, e nevoie de ceva, e nevoie de apropiere unii de ceilalți și de Iisus Hristos. Cel care încoronează părtășia noastră, ca și biserică, ca și grup mai mic sau mai mare, este Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu ne strânge, Doamne, cercetează-ne în această zi și ne binecuvintează. Omul acesta era acolo și citim în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 11, Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, un mesaj care îl primește atât pentru el, dar în același timp pentru bisericile care erau acolo, cele șapte biserici, cele șapte biserici. Și mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 17, Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, Nu te teme. Noi citim în Scriptură
Cel puțin în Scriptură apare de 360 de ori cuvântul nu te teme. Așadar, noi în fiecare zi trebuie să pornim de acasă sau când ne întoarcem acasă cu această parte în inima noastră, cu această încredințare că Dumnezeu este cu noi și să nu ne temem. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. A zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte biserici pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Amin. Dragii mei, omul acesta a alergat pentru Dumnezeu și în același timp spre Dumnezeu și Domnul a fost cel care l-a întâmpinat și l-a binecuvântat. Doresc în dimineața aceasta să vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să nu vă opriți din alergare, să continuați să alergați, indiferent cât ar fi de greu, e momentul să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și ce să facem? Să alergăm cu stăruință în alergarea în care ne stă înainte, pentru că tot în Apocalipsa noi citim și Duhul și Mireasa zic, vino, și cel ce aude să zică, vino Doamne Iisuse, vei putea să zici, vino Doamne Iisuse, dacă alergi pentru Domnul în această dimineață, dacă alergi înspre El. E adevărat că alergarea înseamnă efort, alergarea înseamnă antrenament, dar toate acestea le facem pentru Domnul. Scrie în Efeseni capitolul 5, versetul 16, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, sunt grele. Da, trăim vremurile din urmă, zile grele, vremuri grele, dar vrem să le răscumpărăm, să plătim prețul, să fim prezenți în casa lui Dumnezeu. Psalmul 42 spune, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Cerbul aleargă până găsește un izvor de apă. Vrem în dimineața aceasta să alergăm spre Dumnezeu și să zicem, Doamne, fă-ne parte întotdeauna numai de izvoare curate și cuvântul Tău să locuiască din belșug în noi. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi. Pavel spunea, deci eu alerg. Eu în dimineața asta vreau să spun același cuvânt, Doamne, eu vreau să alerg pentru Tine. Și dumneavoastră la fel. Știți de ce? Cel care răsplătește alergarea noastră este Domnul. În această dimineață sunt mame care poate au aici copii și într-adevăr a fi mamă nu este foarte ușor. Dar noi citim în Evrei capitolul 6 cu versetul 10 că Dumnezeu nu-i nedrept ca să uite osteleala noastră. Ți-a numărat pașii pe care i-ai făcut în cameră împreună cu copilașul tău, lacrimile care le-ai vărsat pentru el și împreună cu el. Da, Dumnezeu răsplătește pe fiecare dintre noi, lăuda să fie numele Lui. De aceea, dragii mei, să nu ne oprim din alergare și Domnul să ne ajute. Amin. Vom afara Bisericii Betel, la Arad, va pregăti o cântare, apoi vom asculta un grup de fanfariști cântând și ei spre slava lui Dumnezeu. Din nou fanfara va cânta și după ce vor intona cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, fratele Florin Trifa va sluji din cuvântul Domnului, Domnul să-l binecuvinteze.
Thank you.
binecuvântat să fie Dumnezeu la slujbă. Pentru că a rânduit această dimineață minunată pentru fiecare dintre noi care avem harul să fim în casa Lui. Nu este un merit, cel puțin în dreptul meu. Este un har pe care îl avem de la Dumnezeu și astăzi să fim într-un loc binecuvântat ca și acesta, lăudat să fie El în veci. În primul rând aș dori să vă aduc salutări sfinte de la frații dumneavoastră din Biserica Betel Arad, păstorită de fratele Eugen Micurescu și fratele păstor Iosif Anca. Frații care au știut de venirea noastră aici v-au transmis și vă doresc sincere salutări, multă sănătate, harul și pacea să vă fie înmulțite din plin. Amin. Amin. Ne bucurăm pentru primirea care ați făcut-o nouă și acestor tineri minunați cu care astăzi în locul acesta slujim în mijlocul dumneavoastră. Dar bucuria noastră este împlinită și de faptul că Dumnezeu, vedem că este aici viu și lucrător și în mijlocul dumneavoastră, lăudat să fie El în veci. Uitându-ne la pasajul acesta care ne stă înainte, 4 versete, am stat și m-am întrebat și mi-au venit în minte 2 întrebări care aș vrea să vă frământe câte un pic și pe dumneavoastră, cel puțin în dimineața aceasta. Înțeleg că Pavel vrea să ne transmită prin mesajul acesta, prin textul acesta, ce așteptări avem noi de la viața aceasta, ce ne dorim noi de la viața aceasta și a doua întrebare, ce facem pentru ceea ce ne dorim? Facem ceva sau doar așteptăm? Domnul e bun? Dacă Dumnezeu a făgăduit că poate, că dăruiește și am văzut că e bun și a dăruit și altora, de ce să nu o facă și în dreptul nostru? Poate slăvit să fie numele Domnului. Dar uitați-vă în Sfânta Scriptură, că în marea majoritate a făgăduințelor lui Dumnezeu, omul și-a avut și el partea lui pe care a trebuit să o facă. Dumnezeu binecuvântează, Dumnezeu dă acolo unde se cere, acolo unde se așteaptă și acolo unde este ascultare. Ce ne dorim? Pavel și-a dorit un singur lucru. Acesta e foarte cuprinzător, dar pare că este esența vieții lui, dorința lui. Uitați ce spune el aici. Și să vedem dacă ne dorim și noi lucrul acesta. În versetul 25 spune partea a doua, și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Mă gândesc câtă trudă în dreptul nostru a copiilor noștri de mici, îi trimitem la grădiniță, se duc la școală, 12, 16, poate 20 de ani, școală, 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 ca să aibă, spunem noi, o viață cât mai îmbelșugată, ca munca lor să fie cât mai răsplătită după ce vor termina cu școala. Și nu-i rău lucrul acesta. Dar știți că răsplătirea aceasta și toate răsplătirile acestea, orice diplomă care obținem aici pe pământul acesta, știți cât e valabilă? Atâta vreme cât sunt activ. Atâta vreme cât trăiesc pe pământul acesta, pot să-i trag foloasele. Să fiu cel mai bun profesor, să fiu cel mai bun medic, să fiu cel mai bun mecanic și așa mai departe. Pavel vine și ne spune, Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru fiecare, nu numai aici pe pământul acesta binecuvântări, dar mai mult, dincolo în veșnicia cerească, care dăinuiesc și nu sunt pentru o vreme, ci cât sunt? Pentru veșnicie, dragii mei. Nu e așa că ne-am dorit ca ceea ce obținem să dăinuiască și să fie cât mai mult? Dacă m-am căsătorit și mă înțeleg bine cu soția și familia e un loc binecuvântat, nu așa că ne-am dorit să trăim cât mai mult pe pământul acesta? Să fie copiii împreună cu noi? Ne-am dorit să fim în aceeași biserică? Și așa mai departe. Și Pavel
este atât de sugestiv și încearcă parcă pe înțelesul fiecăruia din vremea aceea și din vremea noastră de astăzi să înțelegem că pentru cununa aceea care nu se veștejește, care e pentru totdeauna, trebuie să facem și noi ceva. Ceea ce fac oamenii pentru o cunună care e vremelnică, care e trecătoare. Uitați ce spune el aici. Ce trebuie să facem? Aceasta aș vrea să medităm în câteva gânduri mai mult la întrebarea aceasta. Ce să facem ca să putem să moștenim cununa aceasta care nu veștejește? Spune Pavel în versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă. Pavel ne spune că în primul și în primul rând există un loc de alergare. Nu pot să spun că oriunde aș fi, că oriunde mă duc și că orice fac, eu sunt copilul Domnului. Eu sunt pe calea Domnului. Zice Pavel, toți care aleargă, aleargă într-un anumit loc de alergare. Haideți să ne întrebăm locul nostru de alergare astăzi, care mai este? Dacă mai este, dacă mai alergăm? Fiecare dintre noi ar trebui să avem un loc în care să fim cei mai buni. Pentru că acolo vom fi răsplătiți. În ceea ce sunt mai bun, în ceea ce sunt mai priceput, pentru aceea mă va răsplăti și mă va binecuvânta Dumnezeu, lăudat să fie numele Său. Și în vremea lui Pavel, ca și în vremea noastră, în vremea noastră parcă mai mult ca și atunci, erau aceste întreceri sportive la care participau diferiți oameni. Și Pavel în pasajul acesta ne prezintă două tipuri, să spunem, de întreceri care erau în vremea aceea. Alergarea și lupta de obște. Și putea să participe fiecare. Și zice el, alergarea se face numai într-un anumit loc. Nu putea să meargă cineva și să spună la cei care cronometrau sau trebuia să dea premiu, vezi că eu am scos cel mai bun timp. Uite, am niște martori că eu am alergat la mine acasă. Sau am alergat împreună cu alți prieteni. Nu. Trebuia să fie văzută de ei, de cei care decideau, de cei care stabileau. Trebuia să fie văzută de toți care participau acolo. Alergarea noastră este văzută de toți. Este cunoscută de toți. Avem locul nostru bine stabilit în care alergăm fiecare. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Erau doi împărați. Unul mai tânăr și unul mai vâsnic. Și cel tânăr, gen Roboam, cu sfetnici mai tineri, zice, măi, ce să facem noi ca împărăția noastră să crească? Pentru că erau tineri, aveau aspirații mari. Și a spus, vecinii noștri, ținutul lor este un pic mai mic ca și al nostru. Împăratul lor, spune, e în vârstă. Acuși, poate părăsește lumea aceasta. Haideți să facem noi un război cu ei și să-i cucerim. Suntem mai mari, ei ne vor fi robi și o să trăim mai bine. Zis și făcut. Numai că vecinul, împăratul cel mai în vârstă, era om mai cu experiență. Și chiar dacă a avut oaste mai puțină, au fost mai pregătiți, au fost mai antrenați și n-a fost așa cum au avut cei tineri. Și împăratul tânăr cade rob, prizonier, și îl întreabă împăratul acesta mai în vârstă, tinere, ce-a fost în capul tău când ai venit ca să mă cucerești și să mă iei rob? Zice, ce-ți dorești tu de la viața aceasta? Tu știi ce vrei? Spune, aș avea două posibilități și nu știu dintre care să alerg. Una, să-ți tai capul, pentru că aceasta meriți, că ai vrut să îmi iei viața și să-mi duci poporul rob, sau a doua, să te las în libertate. Dar zice, dacă te las în libertate, s-ar putea ca la anul iară să vii și să încerci din nou să mă cucerești. Și acum mai spune, îți dau un test. Dacă l-ai trecut cu bine, ai scăpat.
Și împăratul îi dă un pahar plin cu apă, ras cu apă. Te duci până în capătul sălii și vii înapoi. Zice, slujitorul meu merge și el lângă tine. Dacă te-ai întors înapoi și paharul e plin, ai scăpat cu apă, ai scăpat cu viață. Dacă a căzut o picătură, ți s-a luat capul. Cum credeți că a umblat tânărul acesta? Când alții strigau, îl huiduiau unii dintre ei, alții îl încurajau, alții mai aruncau câte o bancnotă, probabil, nu se uita la absolut nimic. Era cu ochii numai la picioare și numai la pahar, pentru că așa a dorit să aibă viață. Mă gândesc ce bine știm noi să ne socotim sau să ne facem socotelile pe termen scurt. Dar câtă binecuvântare ar fi în viața noastră dacă am avea prioritate și ne-am gândit la cele care sunt pe termen lung. Dacă în funcție de cele care sunt pe termen lung, le vom rândui pe acestea care sunt pe termen scurt. Să punem mai întâi și pe primul loc împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri, nu le lăsăm nefăcute. Dar Dumnezeu ne ajută și ne binecuvântează, slăvit să fie numele Său. Locul nostru de alergare care este? Spune cuvântul lui Dumnezeu încă din cartea Genesa, de la capitolul 6. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 18. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. De la început Dumnezeu a trasat anumite sarcini, anumite reglementări omului, dar n-au fost respectate. Și spune că a început să se denatureze totul, nu numai calea omului, și calea celorlalte viețuitoare. Prin faptul că a început Adam și urmașii lui să sacrifice animalele, au început și animalele să aibă învrăjbire între ele, să nu se mai înțeleagă unele cu altele. Și spune, Dumnezeu a privit înspre pământ și a văzut că orice făptură își stricase calea care era pe pământ. Nu mai erau plăcuți Domnului. Dacă ne ducem, de exemplu, în cartea Ieremia, prin capitolul 2, citim și de aici câteva versete. Zice versetul 17. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta, pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună. Spune, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce amar și rău este să părăsești pe Domnul. Este o cale bună, dragii mei, pe care putem să umblăm și suntem îndemnați să o facem fiecare dintre noi. Ce spunea Domnul Iisus Hristos? Cine este calea? Zice, eu sunt calea. Zice, eu sunt adevărul și viața. Spune, eu sunt ușa, calea e strâmtă și puțini sunt cei care o aleg și se duc pe calea aceasta. Dar în schimb, el ată calea, el largă ușa și mulți sunt cei care merg pe calea aceea. Dar unde duce? La pieire. Pentru că multe căi par omului bune, dar în final constată, așa ca și bogatul din pilda aceea, bogatul și săracul, constată că duc la moarte, dar mai poate să facă ceva. Nu mai poate să facă nimic. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 4, versetul 3, în jos. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrâu, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. Ne ferim! De ceea ce am citit până aici. Chefuri, beții, pofte, ospețe și așa mai departe. Dar zice, în slujiri idolești neîngăduite. Știți că din acestea mai pot să fie și trist este că mai sunt și astăzi printre noi? Slujiri neîngăduite. Gândiți-vă, să luăm de exemplu partea surorilor. Câți bani, cât timp,
alocă unele surori, bănuiesc că nu-i cazul la dumneavoastră, unele dintre femei, să nu spunem dintre surori, să spunem dintre femeile din lumea aceasta, doar pentru modul cum arată și cum se îmbracă, cum să mă îmbrac, cum să arat, cât să fiu cât mai prezentabilă, să așa mai departe. Lucrul acesta e valabil și la bărbați. Timp, bani, energie și așa mai departe. Tot felul de slujiri, ba tot felul de jocuri, de preocupări, de grupuri, de asocieri sau așa mai departe. Spune tot Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 12, revenim la noi cei care suntem în biserică și aici trebuie să ne găsim, să ne regăsim fiecare dintre noi cu ceva. Zice versetul 27 din capitolul 12. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi, și haideți să vedem dacă ne încadrăm, apostoli, nu suntem, proroci, mulțumim Domnului că sunt, dar sunt puțini, al treilea, învățători, poate nu prea suntem, că ne e frică că vom avea o judecată mai aspră, apoi pe cei au darul minunilor, mai rar, pe cei ce au darul tămăduirilor, cârmuirilor, vorbirii în felurite limbi. Dar dacă ați urmărit pe ecran, am sărit intenționat peste una. Zice aici, darul ajutorărilor. Știți că la darul acesta al ajutorărilor, fiecare dintre noi, dacă nu ne încadrăm la celelalte, putem să ne regăsim? Și ar trebui, dragii mei, să ne regăsim. Fiecare dintre noi la ajutorare putem să facem ceva. Nu-ți trebuie bani ca să ajuți. Nu-ți trebuie sănătate multă ca să ajuți. Îți trebuie o inimă dornică, o inimă care să ardă pentru Hristos și pentru semeni. Și ajuți. Cunosc un caz, un frate ieșit la pensie la 70 de ani. I-a murit soția. Și de atunci sunt 16 ani și este văduv. Și în satul în care trăiește, sunt mulți oameni în vârstă ca și el, omul acesta în singurătatea lui a zis, eu trebuie să fac ceva, că nu-mi place acasă să stau, să-mi petrec tot timpul, dar zice, să fac ceva să fie util și pentru semenii mei și laudă la adresa Domnului. Își umplea buzunarul cu bomboane și se lua și vizita pe cei care erau în vârstă ca și el, care erau singuri pe acasă și neputincioși, și chiar dacă nu erau credincioși, n-aveau aceeași credință ca și el. Și astăzi în biserica în care trăiește, acolo sunt suflete întoarse, oameni în vârstă, pentru că a fost cineva care să-i viziteze. Și ce făcea? Zice, mai mult de o bomboană nu le dădeam într-o zi. Spune, nu puteau alții să-și aducă o apă rece de la fântână și o făceam eu pentru ei. Le aduceam un pahar cu apă rece. Spune, unii iarna nu puteau să-și aprindă focul sau să aibă un braț cu lemne în casă și făceam lucrul acesta. Dar zice, nu plecam niciodată până nu spuneam, tu știi că eu sunt copilul lui Dumnezeu, trebuie să-și citesc un psalm și trebuie să facem o rugăciune. Și în timp au fost oameni care s-au lăsat prelucrați de dragostea acestui om care a avut puterea să ajute, darul ajutorărilor, dragii mei. Poate ne uităm la cei așa cum i-am enumerat pe ceilalți. Apostoli, învățători, proroci, evangheliști și așa mai departe, cei care fac minuni. Nu suntem la aceasta. Dar zice, darul ajutorărilor. Dacă ai o inimă bună, dacă îți iubești semenul, ce faci? Ajuți, simți și mergi mai departe. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să știm și să fim convinși că trebuie să avem un loc unde să alergăm. Adică în locul acela exersez și devin din fiecare zi tot mai bun. O fac cu bucurie, o fac cu pasiune lucrarea aceasta. Așa cum sportivii pe care îi
Sunt dați ca și exemplu aici, cei care practică alergarea sau jocul de oște, despre care ne spune Pavel, se antrenau ca să primească 4 ani de zile să te antrenezi, ca să poți să participi la jocurile olimpice și să iei o cunură și după 4 ani vine altul și nu mai este a ta. A fost pentru o vreme numai lui. Zice Pavel, aleargă, toți aleargă în locul de alergare. Locul de alergare să ne-l știm fiecare dintre noi. Al doilea lucru. Pavel spune, toți aleargă. Trebuie să alergăm fiecare dintre noi. Nu pot ca să spun astăzi că-i duminică, mă dedic Domnului și fac pentru Hristos tot ce pot, tot ce-mi stă în putință, pentru că e ziua Domnului. Și luni, și marți, și joi, și vineri, când am prilejul să spun, acum nu mai pot. Acum am eu treburile mele. Spune omului Dumnezeu Pavel despre alergarea acestui om în Faptele Apostolilor. Capitolul 20. Vă citesc de la versetul 22 în jos. Și acum, spune el, iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar Pavel, te mai duci? Pavel, nu te mai gândești un pic? Uite, ai prorocie, ai fost înștiințat că sunt lanțuri, că sunt necazuri și nu știu dacă e tocmai timpul prielnic să te duci. Dar continuă el și spune, eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Cu toată energia, cu toată puterea, spune Pavel, eu mă duc înainte. Viața pe pământul acesta nu este o prioritate. Este o prioritate Evanghelia și adevărul lui Dumnezeu, lăudat să fie El în veci. Așa a mers credința, dragii mei, așa a propășit, așa a înaintat credința și în țara noastră românească. Oameni care mai presus de viața lor, de așteptările acestea vremelnice, au pus așteptările lui Hristos, au pus voia lui Dumnezeu și n-au spus numai până aici, până la capăt, cât am suflare. Era pomenit la ora de rugăciune despre Ilie. Și știți ce a spus omul acesta la un moment dat? Doamne, am fost plin de râvnă după cuvântul Tău. Și într-adevăr așa a fost. Dar l-a scos Dumnezeu la pensie, l-a zis Dumnezeu, bine Ilie, dacă așa găsești tu de cuvință, așa facem. Ilie, ce faci tu aici? Nu-i vremea, nu-i locul. Pentru că Dumnezeu a avut mult mai multe planuri cu omul acesta. Câte fapte bune nu a pregătit Dumnezeu pentru noi ca să putem să umblăm în ele? Câte le-am fructificat și câte le-am pierdut? Este cunoscută alergarea noastră de către cei din biserică, de către cei din orașul în care trăim? Discutam și cu tinerii ieri pe autocar și aș vrea să vă aduc un exemplu din Sfânta Scriptură de 2 tineri că le-au alergat. Dar unul a și fost răsplătit pentru faptul că a alergat. Este un pasaj în cartea 2 Samuel, capitolul 18. Fiul lui David, Absalom, s-a răsculat împotriva tatălui său. Și nu numai că a vrut să ia scaunul, locul, a vrut să ia și viața omului acestuia. Dar au fost oameni care au înțeles din partea lui Dumnezeu că nu Absalom este cel care trebuie să ajungă pe scaun, ci David este cel care mai trebuie să rămână acolo. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce Ioab se duce la război împotriva lui Absalom, știți dorința inimii lui David, care spune că stătea la poarta cetății și a spus și lui Ioab și lui Itai, și întregii oaste care ieșea pe poarta cetății a spus, purtați-vă blând cu tânărul Absalom. Purtați-vă blând,
Aceasta a fost dorința lui David. David parcă știa ce o să se întâmple, dar ar fi vrut ca Absalom să învețe, să aibă timp, să mai aibă timp să învețe. Dar Ioab a decis altceva. Și aici este vorba despre doi tineri, unul pe nume Ahimaț și unul pe nume Cuși. Spune cuvântul Domnului și vă citesc, sper să nu pară obositoare faptul că parcurge mai multe versete. Începem de la versetul 19, ce Ahimaț, fiul lui Tzadok, a zis: lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună, că Domnul i-a făcut dreptate scăpându-mă din mâna vrășmașilor săi. Ioab i-a zis: nu tu te duci să duci veștile azi, le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit. Și Ioab a zis lui Cuși: du-te și vestește împăratului ce ai văzut. Cuși s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga. Ahimaț, fiul lui Tzadok, i-a zis iarăși lui Ioab: orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cuși. Și Ioab a zis: pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care să-ți facă cinste. Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg, spune tânărul acesta. Mai departe spune: și Ioab i-a zis: dă fuga. Ahimaț a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat-o înaintea lui Cuși. Celălalt a pornit înaintea lui, dar Ahimaț ăsta, care îl iubea pe David, spune că l-a întrecut pe Cuși. I-a luat-o înainte. Atât de tare a alergat, atât de iute a fost de picior tânărul acesta, încât l-a depășit pe celălalt. Și eu cred că și Cuși a fost unul dintre cei care au fost demni de lucrul acesta pentru care l-a însărcinat Ioab. L-a întrecut pe acesta. A doua observație din pasajul acesta. Zice versetul 26. Caraul a văzut un alt om alergând și a strigat la portar: iată, un om aleargă, singur, singurel. Împăratul a zis: și el aduce vești. Caraul a zis: alergătura celui din tâi pare că e a lui Ahimaț, fiul lui Tzadok. L-au cunoscut după felul de alergare. Cel care stătea pe zidul l-a identificat. Ăsta pare a fi Ahimaț, fiul lui Tzadok. Când suntem, să spunem, într-o colectivitate, când suntem la școală sau când suntem acasă sau când suntem în biserică, se vede în modul nostru de viață, de trai. Băi, sunt copiii lui Dumnezeu. Unul dintre frații de la noi din biserică, luna trecută, când a slujit la Amvon, spunea, când el s-a întors la Dumnezeu, nu era dintr-o familie de pocăiți. Avea un mediu care trăia departe de Dumnezeu. Și spune, m-am hotărât și m-am pocăit. Dar, zice el, la început mi-a fost rușine să spun colegilor mei că sunt pocăit. Dar, zice, lucram acolo în fiecare zi cu ei. Și după 3 săptămâni, după ce m-am botezat, zice unul dintre colegii mei, băi, Vasile, tu te-ai pocăit, mă. Păi, dar de unde știi? Păi, zice, mă uit la tine, se vede pe comportamentul tău, pe fața ta, ce tu te-ai pocăit, așa-i? Așa-i. Așa ar trebui să fie cu fiecare dintre noi. Când se uită oamenii la noi, să spună, măi, ce copil frumos, măi, ce năzdrăvan, sau așa mai departe. Poate să spună, măi, ăsta e un pic mai deosebit. E ceva cu omul acesta. Așa cum au spus și despre ucenicii Domnului Iisus, când Domnul Iisus a fost prins în grădină și dus în curtea marelui preot. Ce a zis lui Petru? Și vorba? Și portul? Toate te dau de gol! Și spun că ați umblat cu Domnul Iisus, lăudați să fie numele Domnului în veci. Locul de alergare, în al doilea rând să nu uităm, trebuie să alergăm în continuu, să fie o continuitate. Apoi, spune cuvântul Domnului aici în versetul 25, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji, cei ce se luptă la jocurile de obște. Viața pe pământul acesta este o luptă pentru fiecare dintre noi. Mă lupt cu mine și spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 5, capitolul 6, ce mă lupt și cu duhurile răutății. Dar ca să pot să ies biruitor, trebuie să iau toată
armătura lui Iisus Hristos, ca să pot să țin piept tuturor împotrivirilor și să ieșim biruitori. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Revenind la faptul că trebuie să alergăm, îmi vine în minte una dintre condițiile alergării ca să poți să alergi. Știți care este? Și cine alergă? Cine e încălțat cu râvnă. Râvna Evangheliei păcii, dacă o avem în picioare, spune că ne ducem înainte și Domnul să ne sprijinească. Și apoi mă apropiu de încheiere, spune cuvântul Domnului în versetul 27. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Știți ce mai înțeleg din pasajul acesta? Spre deosebire de ceea ce se petrece aici, pe pământul acesta, la jocurile acestea de obște sau care sunt, la Dumnezeu e altfel. Dumnezeu nu va acorda premii de consolare nimănui. Poți să te duci 10 ani, poți să te duci 20, poți să te duci 50 de ani, dar dacă mai ai avut un an și trebuia să te duci și nu te-ai dus, zice Pavel, mă port aspru, ca nu după ce am spus altora, eu însumi să fiu lepădat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, pe la capitolul 25, este vorba despre pilda talanților și ne oprim la cel care n-a primit decât un talent. A venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Stăpânul i-a răspuns, rob viclean și leneș. Ceva bun a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi. Și-i ferice de omul care reușește să scoată la iveală lucrul acesta pentru lauda lui Dumnezeu și pentru folosul nostru și al semenilor noștri. Dar cel care spune, sunt alții care pot să slujească. Eu nu slujesc, greșesc, nu cânt, că nu știu, dar pot să fac altceva. Putem să slujim în diferite feluri, dragii mei. Să nu uităm, trebuie să avem un loc în care să alergăm, în care să fim cei mai buni și neîntrecuți, pentru că acolo vom fi răsplătiți de Dumnezeu. Trebuie ca în locul acela să mergem înainte și să perseverăm, să alergăm. Trebuie să nu uităm că viața noastră este o luptă cu noi, cu firea noastră și cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Și Dumnezeu să ne ajute să mergem până la capăt, ca să putem să avem parte de cunună. Amin. Această dimineață, pasajul biblic în care exemplu este dat însuși Pavel, ne îndemnea prin mesajele pe care le-am auzit să alergăm. Eram îndemnați să avem un loc de alergare, să o facem în consecvență, să alergăm cu toții, eu spun cu un scop. Scopul este premiul. Începe școala și copiii vor începe cursurile. Știți care va fi începutul lor în învățătură? Cu un scop. Ca la sfârșitul anului școlar să primească premiul. Ne ducem la servicii, suntem angajați, lucrăm, avem un salariu, dar dacă depunem un efort susținut și mai mare, cel care ne este șef ne spune, uite, dacă lucrezi mai mult, te recompensez, îți dau un premiu. Și omul muncește mai mult. Ca și copiii lui Dumnezeu astăzi, rămâne să luăm aminte la premiul pe care Dumnezeu ne-l promite. Și aceasta este cununa biruinței. Domnul să ne dea tuturor. Să știți că lucrurile au fost prezentate frumos. Dar partea finală a pasajului biblic spune așa, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Deci există un risc. Există un risc pe care trebuie fiecare să-l observăm, la care trebuie fiecare să luăm aminte,
și cu toții să ne uităm în Scriptură la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit astăzi. Alergăm, dar cum alergăm? Și spunea în versetul 24, alergați, dar în așa fel. Și care o fi felul ăsta? Alergați în dreptate, alergați în corectitudine, alergați în Hristos Domnul, ca să puteți primi cununa neveștejită a slavei, Doamne ajută! Alergați, și spune aici mai departe, luptați. Dar cum? Zice, se supun la înfrânări. Oare n-ar fi nevoie ca să mai renunțăm și noi la unele lucruri care chiar ne înfrânează în apropierea de Domnul? Alergăm, dar nu oricum. Alergăm renunțând la tot ceea ce e păcat, fără de lege, și tot ceea ce înseamnă trecut lume, pentru că vrem să ne apropiem de Domnul. Și nu cumva, la sfârșit, riscul pe care noi nu l-am luat în seamă să ne oprească din primirea premiului cununa de biruitori, care vrem să o primim cu toții și să o obținem la sfârșitul arigării noastre pe pământul acesta. Zic, Doamne, ajută-ne la acest lucru. Mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată și vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare și împreună cu fratele Sergiu Culda vom aduce rugăciunea de mulțumire. Fratele Sergiu stă aici pe primul rând, este cu haină, cu sacou și puteți să-i aduceți microfonul. Dumnezeu să fie acela care să lase peste noi îndurarea sa mai departe și în după masa acestei zile și El să fie prezent în lucrarea pe care frații o vor face și după masă în casa de adunare. Harul Domnului să fie peste noi și noi, ca și robi supuși, să primim cuvântul din partea lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm Domnului. Întoarcem Dumnezeu nostru spre Tine cu mulțumiri pentru dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru harul, Doamne, de a fi din nou împreună. Mulțumim pentru vremurile de libertate, Doamne, care le avem. Mulțumim că am putut să stăm în jurul cuvântului Tău, Doamne. Mulțumim pentru cântările de laudă, Doamne. Mulțumim pentru rugăciunile care le-ai ascultat, Doamne. Mulțumim pentru glasul Tău, Doamne, care l-am auzit. Mulțumim, Doamne, pentru îndemnurile Tale, Doamne, prin care ne vrei cu gelozie pentru Tine. Mulțumim, Dumnezeul nostru, că ne vrei cu gelozie, Doamne, și vrei să fim ai Tăi. Mulțumim, Doamne, că ne-ai îndemnat și în dimineața aceasta, Doamne, să alergăm. Ajută-ne la lucrul acesta, Doamne. Amin. Mulțumim pentru toate binecuvântările Tale, pentru har, Doamne, pentru mângâiere și pentru Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim, Doamne, că Tu ne vii în ajutor, Doamne, în alergarea aceasta, să putem să o finalizăm cu bine. Mulțumim, Dumnezeul nostru, și Te binecuvântăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin.